consiliile voastre, domnule rector, onorat corp academic, preacuvioșii și preacucernici părinți și distinsă asistență. Mi-am intitulat cuvântul meu la sărbătoarea de astăzi complementaritate și nu antagonism. În viacul al XIX-lea și nu numai, capetele înfierbântate doreau neapărat să găsească o contradicție între materie și spirit, între știință și religie, între cunoașterea științifică și cunoașterea religioasă. Fără să fie proclamat acest lucru, este foarte clar că el se petrecea în virtutea unei ideologii antireligioase și seculare, care n-a dispărut niciodată. În numele acestei ideologii se aclama ieșirea dintr-o ațipire a spiritului și dintr-o beznă a cunoașterii. Se propuneau cu obstinație un evoluționism care presupunea neapărat trecerea speciei umane printr-o îndelungată evoluție animalică. Așa cum se bâlbie și pseudoștiințificii de astăzi. Adevărul este că există două moduri de abordare a problemei existențiale. Și ar fi păcat să se marșeze pe unul, care pe deasupra zicem noi că este degradant pentru ființa umană. La începutul anilor 70, între Konrad Lorenz, laureat al primului Nobel, și Viktor Frankl, supraviețuitor al lagărilor de concentrare, a avut loc o discuție. Cel din urmă ținea să precizeze următoarele. Dacă atât de mulți spun că toată evoluția nu este decât o întâmplare, că este în exclusivitate un rezultat al unor evenimente întâmplătoare, fără nicio legătură logică, cum ar fi mutațiile, că nu este vorba de nicio teleologie, atunci totuși trebuie să întrebăm dacă acest nivel al biologiei este obligatoriu singurul nivel la care avem voie să vedem realitatea. Nu este posibil oare un alt nivel al concepției biologice să fie doar un nivel și că mai există și un altul, de exemplu vertical, față de acesta?